Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi face predicții pentru luna iunie pentru cei născuți în zodia Balanța. În zodia Balanță și predicțiile le voi face cu cărțile magice, cele care se îmbină ca și piesele de puzzle și formează imagini simbol care ne pot da mai multe indicații despre ceea ce s-ar putea întâmpla în luna iunie, la ce evenimente ne putem aștepta și cum am putea să depășim obstacolele care ne apar în cale. Și pentru cei din zodia Balanță s-au format aici câteva imagini, da, prin aceste cărți care s-au îmbinat între ele ca și piesele de puzzle. Pentru început au aici o scrisoare, spre exemplu, deci ceea ce înseamnă că le vine o veste, o veste care le poate veni destul de recent, de repede. Și în același timp ei mai au aici și un rac. Da? Deci ei trebuie să fie atenți pentru că este foarte posibil să dea înapoi dintr-o situație. Da? Deci acea scrisoare poate să le vină de departe, deci poate să le vină pe neașteptate, niște vești neașteptate, dar plăcute, da? Deci interesante oricum, deci ceva care le va face plăcere să le primească. Cum spuneam, poate să vină de departe. Pot să fie de orice fel aceste vești, deocamdată nu se poate specifica în ce domeniu. Poate să vină să fie și vorba de bani sau de niște prieteni, da, despre niște câștiguri, poate să fie. Ei mai au în același timp în apropiere și cartea care le-a ieșit aici aproape, le-a ieșit chiar în capăt aici deci într-un capăt au vestea și mai către cealaltă parte a imaginii centrale se află această carte, care nu este în poziție dreaptă, este în poziție culcată, ceea ce înseamnă că totuși aceste vești care le vin de departe, este posibil să nu le fie spuse întru totul. Sau ei așteaptă niște vești ca să le vină și nu vin veștile care și le doresc ei, da? Pe de-a întregul. Vin doar o parte din ele. Nu, încă nu ajung la ei ceea ce așteaptă ei tot. Da? Vine doar o parte din acele vești. Sau unele vin la început de lună și celelalte trebuie să vină mai către sfârșitul lunii, dar nu vin, li se ascund și ei trebuie să. Sau ei și-au propus să facă ceva și așteaptă acele vești care vin. Au venit niște vești în sens pozitiv, pe cum așteptau ei, dar nu ies așa cum și-au dorit ei, pentru că ceva li se ascunde, ceva nu li s-a spus și atunci ei trebuie să facă niște pași înapoi, pentru că aici, imediat după, dedesubtul imaginii cu scrisoarea și cu acea carte, vine o altă imagine care semnifică racul. Ceea ce înseamnă că trebuie să dea înapoi într-o situație, în ceva, ei trebuie să dea înapoi. Da? Deci nu ar trebui să meargă prea mult, sau trebuie să stea să reflecte, să analizeze, da? Să nu se hazardeze. Asta e ideea. Este în poziție dreaptă, ceea ce înseamnă că practic trebuie să facă un pas înapoi, pentru că probabil s-au riscat să fie într-o situație și nu ies lucrurile așa cum și le-au dorit ei. Poate că trebuiau să ducă într-un anumit, vreau să plece într-o călătorie undeva și nu știau ce să facă și acum își dau seama că nu e mai cazul să mai plece, poate se așteptau să le vină niște bani prin acea scrisoare pe care spuneam, să le vină niște bani, mești de bani și ei și-au planificat deja o călătorie undeva și s-au trezit că de fapt nu au ajuns acei bani la ei sau suma de care ei se așteptau.
Da, e o situație destul de neclară în luna lui iunie pentru balanțe, dar totuși mai târziu, ei probabil după a doua jumătate a lunii pot să primească niște vești bune. Deci la ei este un schimb de vești așa care tot vin și pleacă, dar nu pe de-a întregul. Deci mai se întâmplă să mai le fie și ceva oprite, niște vești, să nu ajungă toate la ei, da, să ajungă doar jumătate de măsură, să zic așa, da? Deci doar pe jumătate veștile. Sau poate primesc aici că apare imaginea unui cavaler, poate să aibă ajutor din partea unui prieten, poate e într-o situație în care se află, nu reușesc să facă față pentru că nu au toate detaliile, nu au venit toate veștile de care au nevoie, nu au toate informațiile sau nu au toți banii pe care ei au cerut sau pe care ei așteptau, și atunci îi poate ajuta acest cavaler, un tânăr, un bărbat, un prieten, da, care are așa o figură mai de cavaler, o persoană care e mai gentilă, care se oferă întotdeauna să sară în ajutorul celorlalți, care vine și aduce ceea ce are nevoie, și ei balanțele pot să apeleze la o astfel de persoană. Ce să vă mai spun, în această lună mai au și o altă imagine aici, un copil care este în poziție răsturnată, dar această imagine practic poate să spună că ei se pot întâlni pe neașteptate cu o persoană care le face plăcere, o persoană poate să fie vorba de o prietenie, de o persoană care e prietenă, dar pe care n-au mai văzut-o și pe care le face plăcere, sau să aibă o aventură, poate să fie și acest lucru, da? Poate să aibă o aventură cu cineva, sau poate să aibă un vecin sau o persoană care deja este cunoscută să se întoarcă în viața lor, da? Deci poate să fie și acest lucru, ca o persoană pe care au cunoscut-o în trecut, acum să se întoarcă în viața lor sau să se întâlnească pe neașteptate cu această persoană. Și mai vine o altă carte care simbolizează începuturile sau schimbările, da? Deci în luna următoare, în luna lui iunie, ei pot să aibă parte de niște noi începuturi sau de niște schimbări, dar poate trebuie să-și modifice puțin atașamentul față de cercul de prieteni, da? Sau poate față de circumstanțele, poate că se schimbă și ei vor trebui să renunțe la niște prieteni, da? Poate vor trebui să renunțe la ceva, da? Și pentru că deci raporturile între prieteni se pot schimba, poate tocmai pentru că s-a întâlnit cu această persoană din trecut, da, care are o semnificație în viața lor, va avea o semnificație în viața lor, și atunci ei vor trebui să schimbe puțin atașamentul față de cercul de prieteni pe care l-are, față de anturaj, poate să-l renunțe la acel anturaj chiar. E foarte posibil și acest lucru să se întâmple, să trebuiască să renunțe, pentru că sau mai poate să mai fie că semnificația, că pentru că a ieșit și copilul lângă bază, dar încă nu sunt lucrurile foarte stabilite, este foarte posibil ca din această relație cu această persoană din trecutul lor, dacă se vor întâlni, să se poată naște și un copil, să rămână însărcinată, spre exemplu, dacă ea e femeie și el e bărbat, ea să rămână însărcinată, sau invers, dacă balanța este bărbat și persoana cu care se întâlnește este o amică din trecutul lui, se poate ca aceasta să rămână însărcinată, să aibă o relație mai intimă și ei doi și probabil că au fost și iubiți în trecut, pentru că aici mi-apare o persoană dragă din trecutul lor, o persoană care le face plăcere să o întâlnească. Sau e posibil să facă cunoștință cu o nouă persoană, o persoană care intră în viața lor pe neașteptate, cu care pot să facă și un copil, și ei va trebui să se rupă de toată viața care au avut-o până atunci, dar de dă peste cap această nouă început, această nouă relație în care ei intră. Da, deci au posibilitatea și să aibă o relație de iubire, să se întâmple ceva acolo, dar este încă în fază incipientă, este încă în fază de început, deci nu e încă nimic. Balanțele sunt întotdeauna, stau pe gânduri, deci nu iau încă deciziile imediat, da? Și așa le va fi și luna lui iunie, o lună în care încă nu e decisă încă soarta, ca să spun așa, da? Deci ei au parte de o suită de vești care vin și pleacă, mai mult sau mai puțin întregi,
da? Legate de planurile lor, de afacerile lor, de călătoriile lor, de ce își doreau ei să facă, dar nu mai au nevoie și să dea înapoi în niște situații, pentru că nu este cazul, au riscat sau e prea riscant ceea ce au vrut ei să facă sau ce vreau să facă și atunci este cazul să dea puțin înapoi. Și se pot baza pe un prieten, este foarte clar că au un prieten care îi ajută în momentele grele sau le dau un sfat bun, da, vin și îi sfătuiesc ce trebuie să facă pe mai departe și într-adevăr aici e posibil să se întâmple să facă și un copil dacă această relație vor duce la bun sfârșit. Cam asta e ce pot să spun despre balanțe pentru luna lui iunie. Au o lună destul de liniștită, da? cu bucuriile, cu micile bucurii cotidiane, cu prietenii, da? Și poate o revenire a unei persoane din trecutul lor se reîntoarce în viața lor și le poate face și un copil. Da, cam asta a fost. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în seara aceasta pe canalul meu de YouTube. Dacă nu v-ați înscris încă pe canalul de YouTube, vă invit să o faceți, să-mi lăsați comentariile voastre cum vedeți aceste predicții, dacă vă regăsiți în ele și dacă vă ajută sfaturile pe care le primiți prin intermediul acestor cărți magice. Și vă doresc în continuare un sfârșit de lună cât mai bun și o lună iunie cu de toate, plină de realizări. La revedere!